Salutare cu mare respect, fraților. Fiți atenți ce mi-a scris un urmăritor, un drag urmăritor. Îmi spune așa: cât consumă dromadarul în oraș? Îl salut pe băiatul care mi-a scris mesajul ăsta. Se referă la Tuareg. Cât consumă Tuareg în oraș? Acum mă aflu undeva în zona Moreni, cu ceva treabă pe aici. Și ce să vedeți? Mergem direct la Ploiești, facem plinul la dromader și ne plimbăm 100 de kilometri numai în oraș. Hai să vedem cât consumă dromaderul în oraș, așa cum ne-a scris dragul nostru urmăritor. Salutări, respect. Hai să vedem. Gata, curiozitate maxim. Mergem la Ploiești, o să începem traseul de la Petrom, de la kilometru 6. Acolo facem plinul. Ne plimbăm de nebuni tot orașul, și mai aglomerat și mai neaglomerat, că nu poți să stai nici numai pe centru și nici numai pe la periferie. Un traseu mixt pe oraș, să vedem cât consumă dromaderul într-o 100 de kilometri de oraș. Bună întrebare! Hai, rămâneți cu mine pe clipul ăsta, ajungem la Ploiești, filmăm, stăm 100 de kilometri în oraș și vedem ce iese. Până atunci, nu uitați să apăsați butonul de abonare aici pe fiare de plastic. Emoții maxime. Un like, o distribuire, un comentariu respectos, așa cum și eu respect tot publicul. Și după cum am spus, ne vedem la Ploiești, la Petrom, la kilometru 6, acolo unde facem plinul la dromader și plecăm în expediție 100 de kilometri. Haideți să vedem. Gata, ne vedem la Petrom. Iată-ne la Petrom. Da? Cum am spus, Petrom la kilometru 6 la Ploiești. Acum, ăștia sunt kilometri de când am plecat în Franța. Îi dăm pe 0. Da? Motorina e un sfert. Îi facem plinul. După care parcurgem 100 de kilometri. Sper să rămâneți cu mine toată lungimea clipului, să vedem pe unde ne plimbăm, nu cumva să fur, să merg și eu pe aici, pe centurile astea, și să vă spun că am mers în oraș. Rămâneți pe clip cu mine să vedeți. Ăsta e farmecul. Facem plinul, alimentăm și nu ne luăm după bord, că n-are niciun rost. Ne minte, bordul minte. Venim tot aici și alimentăm. Că va fi o diferență de plus minus 2-3-5 km dintr-o 100, ne putem face socoteala foarte rapid, aproximativ, da? În orice caz, consumul care îl fac eu acum e ora imediat 14:36. 14:36, da? Nu va ieși niciodată, dar absolut niciodată la fel, cu aceeași distanță pe aceleași trasee în altă zi sau la altă oră. E consum strict pe cursa asta, să-i spunem așa. Mai multe discutăm pe parcurs. Ne vedem când facem plinul. Alt urmăritor mă întreba: motorină premium, când vede? I-am răspuns omului: nu vede, standard. Da? Hai da. Începem alimentarea. 6.98 motorina. Așa arată pompa. Nebunie pe sistem aici, cu fiare de plastic, da? Noi facem plinul, indiferent cât costă plinul ăsta. De ce nu vede motorina extra? Pentru că nu necesită. Motor Euro 5, da? Din 2011. Ceas. Așa că motorina extra nu. Hai, alimentăm și revin. Gata, a declanșat pistolul la 64 de litri, 447. Hai să-i facem plinul așa, gospodărește.
eu zic că e bine, da? Ia. Ia, poate mai vrea. Dau pe mașină. Dau pe mașină. Gata, bă, frate. Motorină standard. 66 de litri, da? Nu acum ne interesează, 547. Eu l-am murdărit mașina. N-aș. Hai să plătim motorina. Să încuiem mașina. Așa? Și revenim. Deci intrăm la Petrom. Ce pompă suntem? Pompa 8. Și ne așezăm frumos la coadă. Hai, plătim, să nu deranjăm și revenim la drum, la bord. Așadar, am revenit la bord, pornim motorul. Pornit tot în regulă. Avem motorină plin, kilometri parcurși 0. Haideți să avansăm un pic, că ținem pompa ocupată și ne înjură lumea. Și am plecat, da? O să mă mai opresc o secundică aici, cât să-mi fixez telefonul în suport. Că filmăm tot drumul, așa cum v-am spus. Haideți să vedem cine are răbdare să stea 100 de kilometri în oraș cu mine. Să ne uităm și la ceas și ca durată de timp. Gata, fixez telefonul. Scuzați. Acum e bine. Îi tragem și curent, să nu cumva să ne facă vreo surpriză. Punem centurica și să vedem cât e ceasul. Deci, mai așa un pic. Sperăm că am reglat și se vede bine. S-a închis. 14:47. Da? Momentul în care pornim. Acum, hai să vedem cât durează 100 de kilometri. V-am arătat 0. O fi 2-3 kilometri, vă dați seama. Și luăm un traseu aleatoriu, tot orașul. Gata, îi dă drumul pe față. Bineînțeles. De aici de unde am plecat, e periferia. Dar de aici am ales punctul de plecare. Petrom, kilometru 6, mergem către oraș. Prea m-a făcut curios băiatul ăsta și mi-a jignit mie două regul, fraților. Dromaderul, cât consumă dromaderul. Păi hai, tată, să-l vedem. Eu de unde să știu? Ai văzut, îți pot spune consum cu platforma, îți pot spune consum singur, gol, cum vine vorba. Alte consumuri nu îți pot spune deocamdată. La întrebarea ta, dragule care ai scris comentariu, încă o dată te salut. Azi îți dau răspunsul. Ce vreau să adaug pe clipul ăsta? Am să merg în stilul meu, cu maniera mea de a conduce, fără spectacol, fără figuri, fără să rup mașina, fără să-mi bat joc. E mașina mea și cum merg cu ea zi de zi, zi cu zi, așa voi merge și pe testul ăsta. Și țineți cont de un aspect. Avem deja 1,2 km parcurși. Nu vă așteptați la asta. Așa sunt mereu, surprinzător. Cred că o să mă doară gura cât am de vorbit pe clipul ăsta. Dar o să mai fac și liniște. Avem acum 65 de km la oră. Și am intrat în Ploiești. Da, se consideră orașul Ploiești. Am luat cu mine o apă, pentru că sigur, fiind 32 de grade la Ploiești, știam că o să am nevoie. Așa că ne vedem de drum. Mi-au dat ăștia apa sigilată, au râs de mine. Nu știu să o desfac.
Îmi trebuia copilot. Ala mă descurc și singur, că în viață așa mă înțelegea mereu. Gata, frate, am desfăcut apă. Traversăm prima dată orașul de la nord la sud. O să ne întoarcem probabil pe partea de vest. Și tot așa. Adică nu vă gândiți că nu stau pe centura de vest cu mașina să fac teste. Îi dăm înainte. Foarte rece apa și nu face bine la gât. Bun. Dormim ca omul ăsta. Dar nici nu rupem mașina în două, așa cum am spus. Mergem civilizat, omenește. Adaptăm viteza în funcție de condițiile de drum și de trafic. Și ne facem damblalele sau damblaua. Sau facem testul, îi dăm răspunsul băiatului ăstuia care îmi face mie mașina dromader. Mamă, ce mi-ai jignit mașina, prietene, dromader. Uite, ca să-ți răspund ție la întrebare, eu am început în nebunie să fac testul ăsta suprem. Aștept de la tine să-mi spui de unde ești, în ce oraș, dacă mă urmărești și dacă vezi clipul ăsta, în ce oraș locuiești și cu mașina ta. Să filmăm cu mașina ta, indiferent ce mașină ai, un traseu de 100 de km în oraș, să vedem mașina ta cât consumă. Ai văzut, eu ți-am răspuns în comentariu că virgulă consumă cât are în rezervor. Când nu mai are, îi mai pun și merg mai departe. Ia bă, să vedem că toată lumea în jurătoare consumă mult în oraș. Hai să ne lămurim. Bă, dar e liber de parcă ar fi știut că vin eu să fac teste azi. Ne-a taximetristul. Ce-mi plac locurile astea umbroase. Cineva spune așa. Când mă întreabă cineva ce am făcut în viața mea, îi răspund că am dat câinii de la umbră și m-am băgat în locul lor. Ai. Deci avem 4,1 km parcurși și ne aflăm în sensul giratoriu de la Caraiman. Semaforul roșu. Cam în scurt ne-a surprins. Dar aia e. Nu forțăm, nu facem alte prostii. Verde. Elegant, frumos. Mergem pe centru, pe bulevardul principal al orașului. O să dureze nițel clipul ăsta, dar voi filma continuu. Vedem orașul, ne mai plimbăm, mergem în recunoaștere. Băieți ăștia mai tineri, fiți cu ochii după fete frumoase pe marginea drumului. Că așa e în România la noi, frate, sunt fete frumoase.
ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Când o auzi nevastă mea, remarca asta, să vedeți omor ce iau. Îmi pierde cheful de vloguri. Da, e. Și nevastă mea e o femeie frumoasă. Mai mult ce pot să spun. La rândul meu am fost cu ochii eu după fete. Acum, rândul altora. Da. Giratoriu din centru. Nu știu cum se numește aici. E catedrala, intersecția cu Vasile Lupu. Avem de parcurs. Mergem până la sud. Mergem către bariera București. Ne întoarcem în bariera București. Pe la gara de sud. Venim pe la gara de vest. Șoseaua Nordului, vedem noi, ne facem un traseu, nu știu. Avem 5 km parcurși și 10 minute filmate de când am plecat de la Petrop. Țineți-vă bine că durează. Chiar erau persoane care spuneau că le plac vlogurile astea filmate în oraș. Și ce fac eu de zi cu zi? Așa că astea vă plac, astea facem. Frumos, elegant, fără să speriem lumea pe drum, nici să nu ne speriem de lume și tot așa. Civilizat, m-am spus exact maniera care de condus care o am, indiferent de situație. Eu merg liniștit așa cu mașina, nici nu dor pe drum, nici nu rup gâtul pe cu mașina, nici nu îmi sar roțile în cap și tot așa. A, că i-am dat pe Germania, pe autostradă. Da, frate, unde e de dat, îi dăm să știe cine-i șef. Unde e de mers civilizat, mergem civilizat. Fără aroganțe, fără figuri, fără demaraje și eu mai știu ce alte lucruri. Cu excepția situațiilor care impun demaraje și mers forțat. Hai mă cu Volvo ce faci în dreapta. Nici eu nu știe. Nu era sigur. Deci nu îmi poate spune nimeni: a, am mers pe la periferie, am luat-o pe centură. Nu, tată, pe centru mers de oraș. A, Ploiești nu e București. Dar e un oraș mediu, destul de aglomerat, destul. Cu viteza legală suntem, acum avem 52 la oră. Abia urmăritorilor din țară vă prezint și orașul Ploiești. Vă lăsați în comentarii părerea despre oraș. Ăsta e bulevardul principal pe care am venit de acolo, de la Petrom. Și ajungem fix la gara de sud. Noi o să virăm în stânga, să mergem până în bariera București, așa cum am zis. Nu avem nicio destinație, dar mergem acolo unde am zis. Și un echipaj de poliție. Poliția română, vă salutăm cu respect. Pardon. Mai dușesc, că aia e aici. Stau pitit în spatele camerei. Și ce să fac? Fumez. Că fără țigări nu se poate, bă, fraților. Chiar dacă mă mai certați că fumez pe clipă, nemernicule. Fumez, bă, tată, ce să fac? Am la 21 de ani m-am luat de fumat. Am rămas cu el. Și fumez tot atâția ani. În zona asta a orașului, deci
n-am mai fost de ani de zile. Zona Timken. Da, fabrica de rulmenți aici în stânga pe pod. Tot în zona asta a fost și marea uzină 1 mai. S-a ales praful, s-a făcut mall-uri și Kaufland-uri și Carrefour-e și toate. Așa. Aici am ajuns la marginea orașului. În față avem giratoriu aici în bariera București. Și nu ne ducem mai în față, să nu ieșim din oraș. În giratoriu ne întoarcem. ...8,3 km parcurși. Vă mai spun kilometri parcurși din bord de moment în moment, iar la un moment dat o să vă arăt bordul. Acul la motorină încă nu s-a mișcat. Încă ceva. Nu am dezactivat butonul de start-stop. Deci stăm la semafor, stăm în blocaj unde stăm, motorul va rămâne pornit. Altfel ne furăm căciula. Ne mințim singuri. Știu că ecologiștii vor veni și spune, a, poluezi. Bă, poluează ei, băi, mai înrăiți cu regulile astea de antipoluare. Ce pretenție e la mine? Eu folosesc, uite, fac și eu un clip aici. Punem pe YouTube. Și vedem. Trecerea pentru pietoni. Sau ferească Dumnezeu trecerea peste pietoni. Din popor, auzite. Ziceți, Doamne ferește, fiți cu ochii în șapte, că nu se știe. Cât ești la volan, tot timpul ești cu un picior în pușcărie și cu unul în groapă. Dacă reușești o viață să te ții cu mâna de marginea gropii sau să ții cu mâna închisă ușa pușcăriei, atunci înseamnă că ți-ai văzut de treaba ta pe drumuri și n-ai făcut ce n-a trebuit. Toți mai facem o depășire mai forțată. Toți mai calcă o linie continuă. Oi, bătrânii au spus așa, legile și regulile sunt făcute să fie încălcate. Ideea e că atunci când le încalci cu bună știință, e situația cea mai periculoasă. Când faci o prostie, a, mă bag eu acum să depășesc pe contrasens. Aia e prostie, aia nu mai e greșeală, nu mai e neștiință sau eu știu, nu, aia se numește prostie. Dai cu minte pe banda ta aici, vezi de drumul tău, așteaptă să se libereze drumul și poți efectua în siguranță o depășire apoi. Bă, fraților, am zis că mergem pe la sud să ieșim la gara de vest. Pentru asta virăm stânga aici, să luăm zona aglomerată. Da? Sau putem să intrăm, da, nu, hai să vedem pe aici, pe la autogară. Putem să intrăm aici, pe strada asta, înainte și... Mamă, o să iasă lung tare clipul ăsta. Dar aia e. Ca să n-avem discuții, lăsăm să filmeze continuu. Așteptăm cum mai, mai avem un domn în vârstă care traversează, e dreptul lui, îl respectăm și tot așa. Chiar dacă în situația de față ar mai veni pietoni, la școală am învățat așa, am cedat trecerea la pietoni. Și din stânga și din dreapta, de unde au trecut. Ușor, ușor, dacă oamenii nu se opresc să mai dea și prioritate la mașini, că e necesar, ușor, ușor avansăm pe trecerea de pietoni. Instructorul la școală așa m-a învățat.
Da, cedăm trecerea la pietoni, dar când circulă tot timpul, trebuie să avansăm și noi. Mai ales la trecerile de pietoni nesemnalizate cu semafor electric. Hai că schimbăm, că pe la gara de vest pe aici e mai simplu orașul. O luăm pe Rudului și ieșim în spatele magazinului Omnia, tot pe zona de centru. Aici facem dreapta. Dacă vedeți indicatorul stop, în intersecția asta trebuie cedată prioritatea de dreapta pentru cei care vin și virează stânga sau dreapta eventual. Facem stopul și cedăm prioritatea de dreapta. Cedăm trecerea, dăm prioritatea de dreapta. Am știut, m-am jucat cu ele, le-am încurcat. De dimineață știam. Hai să intrăm pe aici, pe Rudului. Parcă așa se numește strada asta. Sau iese șoseaua Rudului, ceva de genul. Vedem. Sau mă întorc înapoi în bulevard pe aici. Da. N-are nimic. Hai că facem stânga aici. Hai înainte. Hai înainte că vedem noi. Știți cum vine vorba? Vine el tactul vestul pe dracu. Da, n-am făcut bine. Aici e liceul Spiru Haret în stânga. Ne va scoate în bulevard. Ia, facem stânga aici să vedem unde ajungem. N-avem interes să mergem în bulevard, că n-avem niciun interes. Străduțele astea nu le cunosc, feritar sunt. Probabil este undeva în zona sala sporturilor. Habar n-am. Kilometri parcurși 11. În față avem sens unic. Și unde ne scoate? Deci noi în față. Nu știu unde ne scoate, dar n-am făcut bine pe aici. E strada prea liberă. Asta e strada Rudului, ia să mă orientez rapid. Da. Mergem pe aici către centru. Da, prea liber orașul. Și asta, să mergem mai la aglomerații. Am zis, luăm un traseu mixt. Ne imaginăm că avem treabă. Nici taximetriștii nu stau numai pe centru. Aici pe dreapta e facultate. Să n-ajungeți pe aici. Diri, da. Dacă vă vedeți careva pe clipul ăsta surprins în trafic, lăsați în comentarii. 23 de minute, 12,3 km.
Așa, să încadrăm frumos. Voi întrerupe filmarea doar în momentul în care îmi sună telefonul. Dar cu siguranță revin și continuăm. Așa că, dragilor, sperăm să nu vă plictisiți. Să îmi lăsați în comentarii care ați vizionat clipul de la început până la sfârșit. Astfel de nebunie nu prea am văzut mai la nimeni așa. Să stea 100 de kilometri în oraș. Bă, de la cap pornesc toate. Dar ce să fac dacă băiatul ăla m-a provocat? Spuneți dumneavoastră. Nu pot face nimic decât să trec la fapte. Cum a zis? Cât consumă dromaderul în oraș. Wow, ce urât ai vorbit, prietene. Dromaderul. Urât mai sună, mă, frate. Spune-mă, omule, măgar. Măcar măgar, spune, nu dromader, mă, tată. Dar nu-l vedem noi acum cât consumă. Îl vedem și îți răspund. km parcurși. Asta dacă nu mă păcălește bordul. Că parcă prea am mers mult. Dar ce să mai... Nebunie. Numai să suporte telefonul atâta filmare. O un singur clip. A început să mă doară gura, am început să răgușesc de când vorbesc ca ăla nebun de unul singur aici în mașină. Eu și radio ce mai vorbim atât de mult. Da? Cât să nu vă plictisiți. Să nu vă plictisiți, că nu zice nimeni nimic, măcar să vă plictisiți de ce-mi iese din gură. Știți, cel mai bun moment care poți viziona întregul videoclip e acela când te bagi la somn și nu te ia somnul. Stai și te uiți pe tavan și numeri oi sau stele, ce numără fiecare. Pui videoclipul ăsta lung așa și adori și îi lasă să meargă. Faci un playlist cu videoclipurile lui Fiare de Plastic și le lași acolo până dimineață să meargă. Da. Per total, orașul nu e foarte aglomerat. Dar totuși suntem în oraș. Cât consumă, nu poate să-mi iasă din cap ideea asta, cât consumă dromaderul. Hai că mă oprim filmarea când stăm la semafor. Am plecat și ne apropiem de următoarea intersecție. Totuși, nu pot să filmez. Durează 2 ore până fac eu 100 de kilometri.
nu pot să fac un clip de 200 de km lungime. Mergem către nord, către Malul Roșu. Și vom merge tot către centru oarecum. Așa, să se vadă pe drum. Ia să intrăm prin Malul Roșu aici. O zonă rău famată a orașului. Cel puțin așa era odinioară. Avem și pe Lăbuș, aici în prim plan. Așa se vede botul mașinii. Numele străzilor s-au mai schimbat între timp. Nu mai știu care, cum se mai numesc acum, dar le știu după denumirea veche. Așa că le spun și eu cum le știu. Vom ieși tot către centru. Cum vă mai povesteam și în alte clipuri, nu trebuie să fiți agresivi în trafic. Nu trebuie să înjurați atunci când vedeți un pieton pe trecere. E dreptul lui, într-adevăr, mulți sunt nesimțiți, iar mulți sunt copii. Să aruncă pe trecerea de pietoni. Fiți atenți, fiți vigilenți și nu în ultimul rând, nu uitați, adaptați viteza în funcție de condițiile de drum și de trafic. Spun lucrurile astea și le repet, în special pentru publicul tânăr, pentru tinerii șoferi. La mine acolo, la Aricești, că vă povestesc lucrul ăsta ca să ne mai facem de lucru, în rândul trecut, când eram cu Passatul acasă, înainte să plec în Franța să iau Touaregul, eu merg în localitate la mine, ăsta mi-a mersul, 50-60. Trece pe lângă mine un băiețaș cu un Passat, din ăsta B8 sau cât e ultimul model. Bă, fraților, în localitate avea 120 cel puțin. Numai că nu m-am învârtit în loc, precum titirezul. Bă, copile, m-am gândit, în felul ăsta nu te văd bine. Numere roșii, probabil părinții lăsese mașina să-și bucure copilul, și el s-a apucat să-i rupă blana. Unde? În localitate. N-ai unde, mă, tată, mă, respectă, mă, traficul, respectă pietonii, lasă-o ușor, că tot acolo vei ajunge. Dacă vrei să ajungi unde ai treabă, adaptează viteza. Și nu te grăbi, grăbește-te încet să ajungi departe. Nu mă dau vreun deștept, nu mă dau vreun învățat, dar kilometrii parcursi în urma mea, în anii ce au trecut, m-au învățat și mi-au dat dreptate în tot ceea ce vă spun dumneavoastră pe clipurile astea. Și tot timpul anticipați. Vedeți un pieton pe stradă, poate mai abătut, poate mai necăjit, fiți cu ochii pe el. Nu vă luați în același timp ochii de la drum, dar tot timpul să-l aveți în vizor sau un orice alt obstacol.
Cineva mai spunea o vorbă: aveți grijă că unde vă sunt ochii, acolo e mașina. Dacă stai să judeci lucrul ăsta, așa este. Sună telefonul și revin. Da, am răsunut la telefon și acum ne vedem de treaba noastră. Am putea să virăm în dreapta acolo ca să nu mai stăm aici. Avem lampa intermitentă în funcțiune. Da, coleguțul cu Unix ne-a blocat și mergem în dreapta. Auzi, frate, scârți de rost, claxoane. Unde vreți să ajungeți, bă, băieți, să vă grăbiți? Exact ce spuneam mai devreme. Verde la pietoni? Lasă oamenii să treacă. Unde vă grăbiți că tot acolo ajungeți? Gata. Simplu și eficient. A trecut și bietul omul ăla pe stradă. Noi vedem și noi de drum. Și tot așa. Toată lumea e fericită. Ia să ne intrăm pe strada asta destul de îngustă. N-am făcut mare afacere, dar n-am nimic, ne întoarcem pe altă parte. Unde vreți să ajungeți, bă, fraților, de claxonați la semafor și faceți nefăcute? Vine școala. Stopul facem în dreptul indicatorului, în locul cu vizibilitate maximă. Ce dacă am depășit un pic indicatorul? Să vedem. Vine cineva, nu vine. Mergem în față, nu mergem. În stânga avem pietonul la colțul străzii. Trebuie să-i dăm prioritate de trecere. Ești obligat să dai prioritate de trecere pietonilor care traversează în loc nepermis pe la colțul străzii. Dar nu iei în spinare, nu iei cu tine. Și gata, ne-am făcut loc, trecem și noi. Simplu și eficient. Doar un pic de răbdare trebuie pe drum și ochii în toate părțile. Altfel te întâlnești cu nenea polițiștii. Și băiețașul acolo s-a pus în cur pe bordură. Asta e, trebuie, te-ai urcat la volan, trebuie să fii atent la toți participanții la trafic. Poate nu-ți place pantalonii unuia, lasă-l în pace, ce treabă ai cu el. Tu vezi de drumul și de volanul tău. Nu trebuie să fii rău, nu trebuie să stai de ceartă în trafic, să te mai ai și la bătaie. Cum să faci lucrurile astea? Când fiecare lasă de la el, că sunt situații care aia e, mica înțelegere. Sunt situații în care trebuie să treacă toată lumea, să circule fiecare și fiecare să ajungă la treaba lui, la destinația lui. Deci, prieten, ce să-i fac? Să mă apuc să-l claxonez pentru ce? Omul ăsta să sperie de claxon, face infarct, moare pe trecere. Da. Am trecut linia continuu, pentru că situația mi-a impus. Ce să fac? Stau până pleacă la cu Duba de acolo? Nu mai bine să trăiți, la de telefon. Cu respect! Gata, un urmăritor chiar m-a sunat dumnealui. M-a recunoscut după Tuareg. Cu BMW-ul alb. M-a sunat pentru un radiator, pentru un Renault 12. A văzut Tuaregul de Franța și sigur m-a recunoscut. După asta m-a recunoscut. O să se vadă și dumnealui pe clip. Da, sunt momente frumoase când oamenii te recunosc în trafic și te salută și nu te înjură pe stradă. Să vă mai spun că avem 18,8 km parcurși. Și aici virăm stânga. Cum a spus, să mergem tot către centru.
lăsați de la voi fiecare să treacă și ălălalt. Poate a greșit într-o intersecție, poate nu s-a încadrat corect. Poate. Lăsați loc să intre și lumea se va schimba. Oamenii vor fi alții. Dacă fiecare înțelege și procedează în consecință. Dacă doar ne opunem și ne certăm și ne înjurăm, nu folosim nimic, nu înțelegem nimic din viața asta și în loc să fim prieteni, să ne respectăm, doar dușmani. Că atât ne-a ajutat pe noi, capul și sufletul. Da, haideți să mergem. Poate ne apropiem și noi de suta aia de kilometri care trebuie parcursă. Acolo la motorină încă nu s-a mișcat. 19,2 km. Și apropo, sunt 32,5 grade afară. Consumul ăsta e cu aer condiționat pornit permanent. Cât va ieși el? Nu știu cât va ieși. Vedem acum. Evitați să blocați intersecțiile astea cum sunt marcate aici. În momentul în care e trafic intens aglomerat și, de exemplu, în partea cealaltă de intersecție, la trecerea de pieton se creează blocaj, dacă te-ai prins în mijlocul intersecției că ai blocat intersecția și vine poliția, să nu crezi că vei scăpa de amendă. Știu, o să spuneți, a, păi noi ne grăbim. Toți ne grăbim, dar haideți să ne grăbim așa, cu judecată. Plecați un pic mai devreme de acasă și veți ajunge la timp unde aveți treabă, nevoie, fiecare unde e destinația. Decât să pleci, să alergi în trafic, cât nu face să te expui la riscuri și tot așa. Nu și are rost. Ca de exemplu, ce înseamnă să ai Audi? Băiatul ăsta, dacă vine echipaj de poliție acum, gata. Îl amendează. PH23NKJ de la Jean. Prietene, să știi că vin până lângă tine să vadă numărul. Că te-ai băgat cu obrăznicie. El a venit din spate să fenteze coloana. Urât, urât se poate spune. Nu mă deranjează pe mine, dar exact ce vă spuneam. Pentru ce să ne bate în capul fără rost? Așa că ne plimbăm tot orașul. Vedem și noi străzile. M-aș mai prosti eu, aș mai prosti cuvintele, dar o să ziceți că am luat o razna, că mă știați serios, nu că n-aș fi. Gata, mi-am adus aminte pe unde trebuie să o luăm, să fie aglomerație. Direcția înainte ieșim în zona bariera Bucov, în stânga tot către centru. Și cred că mergem înainte, să vedem cum avem marcajele. Dacă avem înainte și la stânga pe banda asta, mergem înainte, dacă nu, mergem la stânga. Mergem până în bariera Bucov și ne întoarcem. Haideți să vedem
cine în Ploiești s-a văzut pe clipul ăsta. Deci avem înainte și la stânga, mergem înainte. Spus, mergem în zona bariera Bucov. Bă, fraților, cinstit să fiu ca să parcurg 100 de kilometri în oraș. Hai de pedalat, tată. Hai de pedalați. Mă gândeam și eu că în vreo oră așa o să-i parcurgem. Dar unde să parcurgi tu 100 de kilometri într-o oră? Iese clipul ăsta câtă cale ferată în România, cât a mai rămas. Aie, unde putem să mai scurtăm, mai scurtăm. Unde nu, lăsăm să filmăm într-una. Avem 20,2 kilometri. Mergem până în giratoriu și ne întoarcem. Și o luăm pe, așa cum se numea odată, strada Oilor. Cât despre mașina rulată în oraș, lasă de dorit. Aici apare uzura suplimentară, prematură, în multe componente ale mașinii. Cam în toate, ce multe. Dacă mergeam mai în față, cum îi zice? Spuneți cum îi zice. Ieșeam mult din oraș și n-avea rost. Așa că mergem iar până la intrarea acolo de unde am făcut plinul, ca să avem un pic de spor la drum. Ce să vă mai spun, ce să vă mai povestesc? Cum a fost cu mama soacră pe drum? Jos pălăria. O femeie care își, care își merită respectul. Am mai spus-o și pe alte clipuri.
sabătă, am ajuns aici. Aglomerație, ca lume. Suntem pe strada Oilor, continuăm cu Bulevardul Republicii. Și mergem până la nord. Aș fi putut să fac dreapta aici și vă păcăleam. Mă duceam pe drumuri mai libere. Dar nu, mergem pe centru. Sperăm să suporte telefonul atâta înregistrare, să aibă memorie. Dacă nu ai, facem din două bucăți. Am șters filmările care am considerat că nu-mi trebuiesc și cele mai vechi, tocmai pentru a avea suficient spațiu. Dar știți cum e, în viață niciodată nu e suficient. Haideți că eu mai circul, am 23 de km fix, mai circul și revin mai târziu, că încărcăm prea mult. Se vede, se vede. Haide să vede și dumneavoastră. Acum înțeleg pe toată lumea, astea sunt posibilitățile. Ei, dar totuși, să vedeți despre ce e vorba. Ciunecii la spatele mașinii astea. Da? Mai fac eu unghiule ceva. Mai repar eu. A, e. Posibilități de alta, știu, nu sunt. Dar cred că să nu scoată fum în halul ăsta. Hai să mai circulăm. Uite-l, bă, frate. La 3 metri trecerea de pietoni. Aia e șmecher, îl traversează pe lângă. Băi, nu-i nesimțire? Nu? Nu, hai că mergem înainte. Vreau să schimb traseul ca să nu mai stau în spatele omului ăstuia. Hai că se duce. De frică am demarat un pic mai tare, că mă gândeam că și dubița aia tot înainte merge. Și zic, băi, chiar mă afumă, dă-o în gura, mă zic. Mai respirăm și noi și un pic mai curat. Da, Bulevardul Republicii și ieșim tot aici în sensul giratoriu de la Caraiman.
Am venit din sens opus. Când am venit, acum o să facem dreapta aici, să mergem undeva în zona China, pe șoseaua nordului până la gara de vest, mergem iar la gara de sud. Trece pe lângă sediul ARR, acolo unde ne putem întâlni și cu prietenii noștri de la ISCTR. Să vedeți ce bine o să mă înțeleg cu ei pe parcurs. Acum înțeleg, din cauza căldurii de afară, bă, fraților, e traficul așa redus. Lumea mai stă acasă, oamenii mai sunt la serviciu și tot așa. De-aia și orașul e mai liber. Pardon. În schimb, foarte frumoasă zona asta aici. Zona China. Și mergem către gara de vest. Acum s-a mișcat prima dată acul de la motorină deja. Un milimetru. Deci încă nu o lățime, dacă foarte puțin s-a mișcat acul la motorină. Dar ați văzut că am căutat zonele care le știu că de regulă sunt aglomerate. Nu am luat-o pe unde nu e nimeni pe stradă, să zic așa. Un traseu mix. Și zonele cele mai aglomerate, am mai intrat și pe străduțe libere. Aia e. Cum am spus, orașul Ploiești nu e atât de aglomerat pe cât e București. Nu e nici atât de mare. Nu sunt nici în preajma sărbătorilor, mai beau un pic de apă că am răgușit. În schimb, foarte multe echipaje de poliție am văzut în expediția, să se spun așa, tot orașul. Poliția se mișcă, circulă. Școala de șoferi. Aveți răbdare și cu cursanții în trafic, cu școlile de șoferi. Fiți înțelegători că toți ați plecat de acolo, toți am plecat de acolo. Aveți răbdare, nu-i grăbiți, nu-i stresați, mai ales când vedeți caseta cu examen pe mașină. Gândiți-vă că
poate e o fată la volan tânără și să pierde că l-ai, i-ai făcut, nu te mirce depășire. Ai băgat-o în stres. Cu ușurel cu toate. La ăsta ți se ia și să ia și permisul că vor învăța să și conducă, dar așa e, la început mai greu. Băiatul ăsta cu SUV-ul din dreapta mea, văd că are și o platformă, ia să vedem, mă ia după el. Nu, că se duce în dreapta. Gata, instructorul i-a dat prioritatea lui. Și trecem și noi foarte frumos. Deja ne lungim prea mult cu clipul, s-a dus mult peste o oră. Așa că... Uite-l. Ce se fac? Să-l iau la claxoane pentru ce folosesc? Avem 27 de kilometri parcurși. Și cred că la 50 de kilometri parcurși mergem să alimentăm, pentru că durează foarte mult. Haideți! Mai mă plimb pe aici prin oraș și o să alimentăm la 50 de km parcurs. Cât avem la 50 de km, dublăm litri și ăla-i consum. În medie, că v-am spus, niciodată, dar absolut niciodată, același traseu nu va ieși același consum ca rândul trecut. Va fi o diferență tot timpul, că mai mare, mai mic, consumul va fi altul întotdeauna. Deci 27 de kilometri, mai circul și revin. 30 de kilometri parcurși, mult nu am circulat, dar au trecut niște minute bune. Aglomerație, trafic intens de acum. Și asta este. Cum am spus, dând ce indică bordul, nu știu dacă Touareg consumă atât de mult, când cel mai mult contează maniera de a conduce. Dacă vrei să conduci sport și vrei să-i dai pistoanele afară, da, atunci bagă botul, suntem la stadionul Astra în Ploiești. Atunci bagă botul. Dacă mergi civilizat, eu v-am spus că am un stil de mers elegant, fără să ia amețeala pe nimeni cu mine în mașină. Nu ți se face rău dacă te urci cu mine în mașină. Eu nu demarez brusc, nu frânez brusc, cu excepția situațiilor care impun. Da? Eu înclin să cred că Touareg-ul nu are un consum atât de mare, nici în oraș. Cu mențiunea că diferă de la oraș la oraș, de la zi la zi, de la zi la noapte și tot așa. Dar dacă mergi civilizat, omenește cu el, bă, fraților, eu nu cred că o să consume atât de mult. Așa cum am spus, 30 de kilometri parcurși, nu o să mai stau, că deja durează mult, ne lungim prea mult. La 50 de kilometri mergem și facem plin. Înmulțim cu 2 și vedem câți litri de motorină consumă mașina asta la 100 de kilometri mergi numai în oraș, da? Așa. Ajungem iar la gara de sud. Luăm bulevardul principal, mergem până acolo spre Petrom.
în zona Mol Blejoi, cred că așa se numește zona aia acolo. Și vedem câți kilometri se adună. Hai să trecem aici de gara de sud și intrăm pe bulevard. Iarăși pe bulevardul principal. În linii mari am cam străbătut în lung și în lat cam tot orașul. Bineînțeles, nu străduțele cele mai pitite de care știu decât locatarii. Bulevardele principale, ăsta e cel mai periculos, cum era pietonul acolo, cea mai periculoasă situație. Nu știi, trece, nu trece, sare pe trecere, nu sare. Copiii ăștia aici ce fac? Sar pe trecere, exact cum am așteptat. Noi mergem înainte, drumul prioritate merge spre dreapta. Să hai să facem dreapta aici și noi. Și mergem prin spatele rafinăriei Astra. Vom ieși iar către în bariera București acolo, după care luăm orașul la rând și mergem către nord, către Petrom, unde am alimentat, de unde am plecat. Vedem cum stăm și ce rute mai alegem. Sunt 32 de kilometri parcurs, ne-ar mai trebui 18 kilometri. Hai, în oraș se adună greu kilometri și de-aia vă spun că nu mai stau să mai să mai filmez încă 2-3 ore pe aici în oraș, că n-are niciun rost. La 50 de kilometri parcurs ne putem face o idee, putem face o socoteală, un calcul. Așa. În dreapta noastră e cea mai rămas din rafinăria Astra. Parte din oraș e și aici. Dar zic eu, un traseu mixt, jumate-jumate și mai la periferie, cum suntem aici, suntem într-o zonă mai periferică. Am luat și centru pe toate părțile, chiar nu am menajat consumul, să zic așa. Doar că ăsta mi-e stilul. Eu merg, v-am spus, civilizat, îmi văd de treaba mea, nu claxonez pe nimeni pe drum, nu mă înjur cu nimeni. Chiar dacă îl văd că a făcut unul o boacă, eu las să treacă, bagă-te, mă, du-te, fii sănătos cu Dumnezeu pe drumul tău și ne vedem fiecare de drumul și de treaba noastră. Pentru că de înjurături stai, la înjurături ajungi. Stai să te înjuri, te mai ieși la bătaie cu temircare, după aia îți pare rău, e prea târziu. Știți cum e în viață, nu poți da timpul înapoi. Așa mai bine stăm ușurel, civilizați, circulăm calm și de fiecare dată, cu voia lui Dumnezeu, ajungem unde avem treabă. Deci giratorul ăsta am mai trecut azi odată prin el. Vom vira cu stânga și mergem iar către centrul orașului. Avansăm și noi ușurel, pentru că altfel dormim. Nu mai reușim să mai ieșim. Și cu semnal dreapta ieșim din girator. Așa.
Traseul deja îl cunoaștem, am luat-o pe aici doar să mai adunăm kilometri. Avem 34,2 km. Mai revenim pe parcurs. Ei, la ora asta a început calvarul, fraților. Trei 6,2 km. Păi dacă era vorba la 100 de kilometri, ne prinde năbădaia. Mult, mult rău. 36,2 km. Uitați-vă că ne plimbăm de o oră și 9 minute. Atâția kilometri am făcut în oraș. E bine. Hai că mai revenim. Haide să mai filmăm aici pe centru, că aici chiar e frumos. Ploiește, un oraș frumos. Și 7,2 km. Îl mai prindem și pe ăsta nu-l mai prindem. Pardon. Sper să vă placă Ploieștiul ca oraș. După cum am spus, ne-am plimbat în special pe arterele principale, dar de când o stăm în mașină avem 37,6 km. Mai insistăm că n-avem de ales, n-avem încotro. V-am spus, o să mergem în așa fel încât totul să fie legal, să nu ne batem cu ei în talpă, să nu facem rele, să nu facem necazuri, sub nicio formă să nu-mi bag joc de mașină. E efectiv un mers de om zdravăn la cap. Așa cred eu, bine că prea zdravă nu sunt la câte avioane am în cap, la câte nebunii, dar așa cred. Vreau să cred că încă sunt în deplinătatea facultăților mentale. Mai și glumim. Hai că mai avansăm și mai dăm drum. Haideți că suntem tot cum mai la periferie. Să spun așa. Noi am venit din sensul opus, deci de către față. Am venit, facem stânga în giratoriu ăsta. Mergem pe la fostul PIM. Ieșim pe șoseaua Nordului, mergem până la vest și ne întoarcem, că avem 40,2 km parcurși. Mi-am făcut un itinerariu în minte. Cred că asta ar fi distanța, ca la 50 de kilometri să fim înapoi la Petrom. Să alimentăm, să vedem cât consumă toare gunul în oraș. Am arătat și zonele aglomerate și zonele mai puțin aglomerate.
Nu știu dacă cineva ar putea să fie cârcotaș, să spună, ai luat nu știu ce trasee sau nu știu ce trasee. Nimeni, niciun oraș nu circulă doar pe cele mai principale artere, pe cele mai aglomerate. Da, dacă ne comparăm cu București, atunci clipul ăsta e degeaba. Pe Ploiești, cum am arătat, am parcurs tot orașul în lung și în lat, în diagonale și toate părțile. Vedem care va fi consumul. Da? În vorba aia, testul ăsta l-am făcut pe cheltuiala mea, nu pe buzunarul nimănui. N-ar avea nimeni nimic ce să comenteze sau de ce să comenteze. Ăsta e orașul. Ca să stau să mai fac încă 50 de kilometri peste până la 100, să fie clar că ajung la sapă de cauciuc. Îmbătrânesc în mașină pe ziua de azi. Deja sunt multe ore de când, aproape de 2 ore. Cu introducerea care am făcut-o, e o oră 20 de filmare acum. Adică lăsăm să meargă până la sfârșit, să vedem ce este. Chiar dacă am mai tăiat, am mai oprit filmarea, să zic așa, că după cum v-am spus, nu editez clipurile. Totul e spontan, cum iese așa, iese și... Nu e nimic tăiat, editat, modificat, corectat și așa mai departe. Nu. Ce filmăm, aia arătăm. Da, m-am plictisit că deja avem 41,5 km. De fapt, mai bine spus, m-am plictisit pentru că avem doar 41,5 km într-o oră jumate. Mai bine de o oră jumate, două ore de plimbat în oraș. Parcurgem 50 de kilometri și e simplu să facem un calcul. Da, au început claxoanele. Păi, unde vrei să ducăm așa? Stai, e o fată la volan. Da, o doamnă. La ce o claxonează, mă? Ce vrea să facă? Vrea să trimeată să iasă în fața mașinii? Ce vrea, mă? Vrea să vadă cum se face salam în mijlocul drumului? Aveți, mă, răbdare, nu mai claxonați, mă, băieți. S-a intimidat. Ușor. Cu grijă și atenție. E loc pentru fiecare. Și pe drum, și sub soare. Fiecare mașină are locul ei. Da, 42 de kilometri. Deci, cu ce mergem la vest, cu ce ne întoarcem pe șoseaua nordului, cu ce ajungem la Petrom, eventual mai dăm o tură acolo între giratorii. Și s-a rezolvat. Se fac 50 de kilometri. Media de deplasare cred că este undeva la 15-20 de kilometri pe oră. Aici. Aici e alt Petrom, nu e același, Petromul de la vest. Olada frumoasă acolo pe dreapta, dacă ați văzut-o.
dar cei cu mașina aia, nu știu cât, ani de zile zace în locul acolo. Oftăm, fraților, că e viața greu. Spunea un critic în viață. Da, dragilor. 43,1 km. Cu ce ajungem la Petrom? Ăia sunt. Doar în oraș. S-a spart conducta chiar acum. Conducta de mașină. Gata. Merge de aici și de dreapta. Merge și de dreapta, că vine ce fac cu beton. Și ieșim și noi. Cadrăm regulamentar pentru stânga, pentru a vira la stânga. O să mă corectați. Bă, oameni dragi, să știți că m-a prins oboseala în mașină. Aproape 44 de kilometri, până în intersecție fac 44 de kilometri. Păi mă gândesc la băieții ăștia cu taxiurile, care stau toată ziulica numai în oraș. Haolo, frate, ți se pun piele. Prefer mers la program cu camionul decât stat în oraș o zi întreagă. Păi amețești. Te ia bătrânețe. Boala grea. Boala rea. Na, ce să mai zici? Hai că mai vedem pe parcurs. Mari mașini, motoare electrice. Păi de când sunt astea inventate? Uite, trolebuz. km parcurs. Haideți să ne mai ocolim un pic ca să avem 50. Deci ultimii 5 km din clipul ăsta. S-a încălzit afară 33 de grade. Și în Franța era, murai de frig, bă, fraților, eram cu anorac pe mine, cu șapcă în cap, mai aveam un pic să-mi pun și bunda și broboada de la mamare. Nu mi-a plăcut în Franța. Nu-i dă mine, cui îi place, îi place, mie nu-mi place. Îmi place la noi, în România noastră aici.
Da. Ia să ne băgăm până înainte, că tot nu facem 50 de kilometri. Atât, schimbăm un pic traseu. Hai că dau din casă, bă, fraților, ca să ne mai amuzăm un pic. În mașina din stânga mea, o familie, părinții și un copil. Probabil copilașul l-au fi călcat pe bec, că având geamurile deschise și ei la mașină și eu, se impuneau următoarele: părinții către copil. Fără joc, fără televizor, fără dulce, fără suc. Mă mâncam aș gura, ce să fi făcut copilașul ăla? Da, a primit atâtea restricții. A? Chiar m-am amuzat când i-am auzit. Nasol. Grea situația pentru copilașul ăla. Fără joc, fără suc, fără... Păvălă. Tragic, tragic, nu așa. Am dat din casă, ai ce să fac. Nu-i frumos din partea mea, dar m-am amuzat. Haide să vedem. Să nu râdem de copilașul ăla, că cine știe, ne ajunge râsul. Acum, de ce n-au traversat ei perpendicular pe trecere și... La 46,3 km intrăm pe Cameliei. Acum cu siguranță vom avea 50 de km, chiar poate 51, 52, cine știe, când o să alimentăm. Deci avem în momentul de față, aici stânga, în momentul de față avem 46,6. Cred că e cea mai liniștită zonă din Ploiești. Strada Cameliei. Și frumoasă, cu multă vegetație și tot ce trebuie. Dacă ar fi să îmi cumpăr un apartament aici, în zona asta l-aș cumpăra. Pe Cameliei. În urmă cu 20-25 de ani, parcările astea între blocuri erau pline cu daci frumoase. Care mai de care mai frumoasă. Acum s-au schimbat toate mașinile. Se întâmplă, rămânem fără baterie? Da. Mai aveam 3%. Oh, sperăm să nu se întrerupă. Bun, ca să se încarce telefonul și să facem încheierea frumos cu alimentarea, am acum 47,7 km. Nu cred că mai am 5 km până acolo la Petrom. Ne vedem în Peco ca să se încarce telefonul. Se vede Petromul și avem 50,4 km parcurși.
Deci nu 54, 50,4. Hai că am socotit-o bine până la urmă. Iar acul la motorină s-a mișcat cu căsuță din aia. Intrăm în PECO, 50,7 km. Și ne băgăm și noi aici în spatele la loc asta. Petro. Gata. Coborâm? De fapt, stați așa. Că nu coborâm. 50,7 km. Atât a scăzut motorina. Deci o căsuță. 50 de km doar în oraș. Îmi vine rândul. Alimentez. Filmez în timp ce alimentez. Și vedem rezultatul. Deci încă o dată, acum am tras la pompă 50,7 și atâta motorina a scăzut în rezervor. Nu ne ajută bateria. Că o să filmăm puțin tel, scurt și la subiect. Și apoi revenim. Am dat drumul. Hai să vedem cât e. A declanșat pistolul. Deci nu are cum. Cum că tu are un consumă de rupe? Na, cât să-i mai bag? Hai mă, dă-o în gura măsii, că nu-i... Uite, na. A rămas în gură. Cât s-a făcut? 6 litri 57, da? Pe 50 de kilometri doar în oraș. Să plătesc și revenim ca să bag telefonul la încărcat, că rămân fără baterie. Da? Așa, ca să... Să respectați toare gumă, băieți. Deci, mă, fraților, cât a consumat toare gumă? Cum, mă, 6 litri jumate pe 50, aproape 51 de kilometri? În oraș? Stai că am bunul, că nu vine să cred. 6 litri jumate, 45 de lei? Azi, mă, fraților, că... Am și primul bon de la alimentare și de la... Mi-a dat restul numai decât un leu. Șase litri, deci 7 litri. Nu? 6,57. Unde e camera să bat? Nu știu cât de bine focalizează. 6,98 pe litru. De 6 litri 57 mă mâncava aș gura. Să mai zic ce? Șase litri, da? Pe 50 de kilometri. Pe 100 de kilometri mașina asta consumă în oraș. Da? În oraș nu stai numai bară la bară cu ea. Așa se merge în oraș. Și pe centru, și pe aglomerație, prin și străzi libere. Un mers mixt. 6,57 vine 13,4%. 13,5% în oraș. Ăsta e consumul la Touareg. Așa că după cum am spus-o de fiecare dată, consumul mașinii ți-l face maniera de a conduce.
Vrei sportivitate? Ai consum. Mergi, omenește, ai două locuri, două lucruri. Ai și consum foarte bun, ai și siguranță, ai și mașină pe stradă. Cu maniera mea de a conduce, mașina asta a consumat în oraș 13,4, da? Zic eu, 13,5. Doar în oraș, 100 de kilometri. Păi cât vrei să consumăm, frate, că stai numai și hârâi de aia. Pornește, oprește, pornește, oprește. Acum, lăsați și dumneavoastră părerile dumneavoastră în comentarii. Dacă cineva crede că am furat la kilometri, am furat la motorină sau temir ce, e doar problema lui. Sunt foarte mulțumit de consumul care l-are mașina asta și care l-a scos în oraș. Iar pentru băiatul care mi-a scris de unde a pornit provocarea asta, uite, prietene, dromaderul e mai brichet așa, consumă mai nimic. Deci am plecat de la același peco, m-am întors la același peco. Ce să zic? Nota 10 Touareg. Nota 10 Touareg. 13,5 numai în oraș, într-un oraș mare, cum e Ploiești. Ploieștiul este un oraș mare. Nu e cel mai mare, dar e destul de mare. Foarte bine. Oameni dragi, v-am salutat cu aceeași stimă și respect. Rămâneți în continuare cu fiare de plastic. Lucruri minunate urmează. Să vedem ce mai visez noaptea. Le facem ziua. Aștept în partea dumneavoastră comentarii frumoase, respectoase. Același respect vă transmit tuturor. Atât pentru clipul ăsta, așa, foarte, foarte lung. Să auzim numai și numai de bine pe data viitoare.